Bună ziua, dragii mei, și bine ați revenit la emisiunea Povești de Succes. Ca de fiecare dată în această emisiune, lansez invitația să fim deschiși pentru a ne lăsa inspirați de poveștile celor care au atins succesul și împlinirea în viețile lor, astfel încât să extragem conștient acele elemente care ne pot fi și nouă utile în călătoria noastră. Astăzi o avem alături de noi pe Roxana Radu, specialist în nutriție, coach certificat de nutriție de Precision Nutrition din Canada, masterand în nutriție și remodelare corporală. Roxana este fondatoarea programului Slăbește Sănătos Mâncând, program prin care a sprijinit și sprijină în continuare sute de femei să-și atingă greutatea optimă și să fie sănătoase. Este și creatoare de conținut și prin care își dorește să crească nivelul de conștientizare al oamenilor asupra importanței obiceiurilor alimentare sănătoase. Bine ai venit, Roxana, și îți mulțumesc că ai acceptat invitația să fii aici alături de noi în studioul Terranova TV. Bine v-am găsit și mulțumesc foarte mult pentru invitație. Felicitări pentru ce faci. Îți mulțumesc. Sunt tare curioasă, care e povestea ta? Cum ai ajuns să faci ce faci? Așa cum am spus-o de multe ori, am ajuns să fac, în primul rând, pentru că eu am avut probleme cu greutatea în trecut și nu au fost niște kilograme care să-mi pună sănătatea în pericol, dar a fost o greutate care nu mă făcea să zâmbesc atunci când mă uitam în oglindă. Și mă bucur că ai spus greutatea optimă, pentru că nu consider că, chiar dacă noi învățăm în școala de nutriție că există o greutate ideală și o formulă după care să calculăm această greutate, consider că acea greutate ideală, optimă mai bine spus, este acea greutate la care lumea se uită în oglindă, zâmbesc și în același timp sunt și sănătoase. Și pentru că nu aveam acea greutate optimă, pentru că nu îndeplineam acele două condiții, pentru că este important să îndeplinim aceste condiții concomitent și nu pe rând, nu zâmbeam, eram sănătoasă, dar nu zâmbeam când mă uitam în oglindă, am început să studiez domeniul nutriției și mi-a plăcut foarte mult. Mi-am dorit foarte tare să studiez medicina copil fiind, și pentru că a fost un vis neîmplinit, am considerat că, având în vedere că eu m-am reorientat profesional destul de târziu, am considerat că poate nutriția este cumva o ramură adiacentă sau măcar apropiată de medicină, care să mă ajute să împlinesc acest vis, măcar o parte din el. Deci a fost o reconversie profesională. Categorii din toate punctele de vedere. Eu am studiat foarte mult, am lucrat foarte mult în domeniul economic. Dar nu mă împlinea profesional. Cu toate că ajunsesem destul de departe în acest domeniu, nu aveam acea satisfacție care să mă împlinească și în momentul în care nu ești împlinit pe un plan, chiar și profesional, cred că te afectează și pe celelalte planuri și este important așa să fii împlinit pe toate planurile, măcar atât cât se poate, sau cel puțin să faci tot ce se poate și ca să reușești să-ți atingi măcar o parte din țelurile pe care le ai în viață. Da, așa este foarte important. Fiind o reconversie, sigur, e important să facem ce ne place până la urmă, absolut, pentru că de acolo ne luăm și energia. Acum, reconversia profesională nu este ușoară. Deloc. Și sunt curioasă. Absolut, deloc. Da, care au fost provocările tale pe acest drum? În primul rând că nu mai aveam 20 de ani în momentul în care am făcut această schimbare. Într-un fel este memoria la 20 și altfel este când trec niște ani. Aveam copii, am doi băieți, unul de aproape 17 și unul de aproape 8 ani. Aveam o familie, deci nu mai eram o studentă singură care nu avea nicio altă grijă decât aceea de a studia, ci aveam multe alte griji pe lângă. Și evident și teama aceasta că nu poți să duci la bun sfârșit, nu știu, masterul cel puțin l-am făcut destul de târziu și efectiv îmi era teamă că nu reușeam, mereu îmi spuneam, ok, gata, renunț. Dar după ce mi terminam cuvântul renunț, îmi dădeam seama că nu asta îmi doresc și că voi acumula mai multe frustrări dacă nu duc la bun sfârșit ceea ce am început. Bun, deci aveai asta în vedere, te întrebai, ok, în viitor, dacă voi renunța acum. Da. Da, și ți-ai dat seama că vei avea mai multe frustrări, de fapt, și așa ai continuat. Da. Și alt gen de provocări pe care le-ai mai întâlnit?
Păi a fost odată ceea ce ți-am spus și cred că nu am mai avut provocări de-a lungul timpului, cel puțin de-a lungul studiilor în domeniul nutriției, pentru că mi-am dorit foarte tare să fac treaba asta și mi-am dorit să fiu un exemplu pentru copiii mei. Mi-am dat seama că dacă renunț și nu duc la bun sfârșit ce am început, și asta le spune și inclusiv soțul meu copiilor mei, termina, ai început ceva, termină, mi-am dat seama că nu voi fi un exemplu pentru ei și eu îmi doresc ca ei în momentul în care vor începe ceva să termine, indiferent dacă, nu știu, este în favoarea lor sau nu, ai început ceva, ți-ai luat un angajament față de cineva, inclusiv eu, cum îmi luasem eu angajamentul față de mine, a trebuit să duc la bun sfârșit. Și mi-a și plăcut foarte tare, dar nu pot să spun că am avut foarte multe provocări. Provocările au fost cele pe care ți le-am spus, pentru că nu mi-a fost atât de ușor. Dar mi-a plăcut foarte mult și îmi place și încă studiez. Adică... Ai avut oameni care te-au sprijinit pe drumul ăsta? Da, au fost prieteni care nu m-au lăsat să renunț, deși nu a fost un drum ușor, uite, poate o provocare, că acum îmi vine în minte o altă provocare care a fost pentru mine, a fost că a trebuit să mă afișez pe social media, acum îmi dau seama, și mi-a fost foarte greu să ies în fața camerei și să vorbesc. Eram eu cu telefonul, o făceam destul de târziu, am început să fac acest lucru acum 3 ani, când mi-am dat seama că trebuie cumva să fiu un trend, pentru că asta se cere, ca să fii cumva vizibil în fața oamenilor. Eu îmi doream să ajung la cât mai multă lume și nu mi-a fost deloc ușor, mi-a fost frică de judecata celorlalți, deși eu spun tot timpul, nu mă interesează ce crede lumea, important este ce îmi doresc eu, atâta timp cât nu rănesc pe nimeni în jurul meu, atunci nu ar trebui să te intereseze de ce spun alții, dar mi-a fost foarte mare frică de judecată și a fost un lucru pe care nu-l mai făcusem și cumva am ieșit din zona de confort și a fost un cont care cred că un an de zile a crescut greuț, adică nu vorbesc de contul de Instagram, și aveam momente când voiam să renunț și atunci, pentru că spuneam ok, nu vedeam cumva că îmi culeg roadele muncii mele, n-am văzut acest lucru imediat, dar am avut prieteni în jur care mi-au spus, haide, hai că poți, hai că merge, și m-am bucurat la fiecare urmăritor care venea. Te bucură la fiecare urmăritor. Da, la fiecare urmăritor. Și chiar așa vorbeam cu prietenii mei și spuneam, uite, a mai venit încă unul. Nu am un cont extraordinar de mare comparativ cu alte conturi, dar nu mă compar niciodată cu alții. Mă compar cu mine, cu cea care am fost ieri. Asta e foarte important ce ai spus. Pentru că de multe ori, adică nu știu cât ne folosește comparația și așa, cel mai bine cu tine. Pentru că așa și putem să vedem ce progres am făcut. Categoric. Cum erai acum un an, cum erai acum 2 ani. Da, exact. Da. Și mă compar cum eram acum, cum eram la început. Și uite, îți dau un exemplu. Apropo, am avut tendința de a mă compara cu alții într-o oră de sport. Eu de obicei fac sport 1-1 cu antrenorul meu. Dar a fost o situație când am făcut sport cu un grup de fete. Și mi-am dat seama că, din punct de vedere fizic, eram mai pregătită decât ele și zic, ia uite, eu îmi făceam griji, pentru că tot timpul la fiecare oră spun, aoleo, n-am făcut cât a trebuit, aoleo, n-am dus exercițiul la capăt, și zic, ia uite, de ce mă plâng, că eu sunt mai bună decât ele, și am avut așa tendința să o las un pic mai moale în ora aia de sport și mi-am dat seama că stai un pic, că nu fac bine ce fac, eu nu trebuie să mă compar cu nimeni, eu trebuie să depășesc condiția fizică pe care am avut-o ieri. Da, foarte bine, foarte frumos spus. Și aici, acum, sigur, în zilele noastre e important să fim pe social media, pentru că oamenii, e important să știe ce produse, ce servicii oferim. Și nu e ușor când suntem prezenți, facem postări și nu vedem rezultate imediat. Pentru că, da, cum ai zis și tu, ți-a trebuit cât? Aproape un an să... Da, cam un an și un pic. Un an și un pic. Bun, și atunci poate apar frustrări. Când vezi că nu ai rezultate. Apar și te gândești că ce faci tu poate nu e în regulă. Poate e ceva în regulă cu tine, poate e ceva în regulă la modul cum vorbești. Și atunci normal că începi să te judeci. Uite, eu nu sunt suficient de bună, nu sunt suficient de pregătită. Nu de puține ori au fost situațiile în care am vrut să închid contul de Instagram, dar... Cred că fiecare provocare a fost un pas înainte pentru mine. Și asta voiam să te întreb aici, ce ai făcut ca să... Am mers mai departe. Nu m-am oprit. Nu te-ai oprit. Nu m-am oprit.
Da, nu m-am oprit și asta le spun și oamenilor care lucrez. Nu renunțați în momentul în care nu vedeți rezultate imediate, mai ales rezultate imediate, că în domeniul meu oamenii vor rezultatele rapide și aici cred că este cea mai mare greșeală în momentul în care o persoană se apucă de o dietă. Vor rezultate rapide. În momentul în care îți dorești ceva rapid, atunci ajungi în același cerc vicios, pentru că obosești foarte repede și revii la vechile obiceiuri. Și asta este valabil, cred că, în absolut orice domeniu, nu doar în domeniul nutriției. Trebuie să ai răbdare, știi, pași mici către obiective mari. Pași mici către obiective mari, foarte frumos. Asta e un motto al tău. Și... Da, și asta le spun fetelor ca să le încurajez, pentru că eu lucrez cu o comunitate de femei, nu lucrez cu bărbați, am lucrat în trecut, dar m-am regăsit mai bine cumva printre ele, pentru că empatizez foarte mult cu persoanele cu probleme de greutate și atunci îmi este mai confortabil să lucrez doar cu femei și mereu le spun pași mici către obiective mari. Orice minus este un minus și orice minus te aduce în punctul un minus săptămâna asta, minus săptămâna viitoare, curând îți vei atinge, la un moment dat îți vei atinge și obiectivul. Trebuie să ai răbdare și să nu te oprești. Fii consecvent, nu perfect. Da. Asta și fiind și povestea ta, poate și de asta face diferența, de tu poți să empatizezi și să le ajuți atât de mult ca ele să obțină rezultatele astea extraordinare. Cel mai mult cred că mă ajută într-adevăr propria mea experiență cu kilogramele și modul în care eu m-am simțit în momentul în care am avut kilograme în plus. Așa cum îți spuneam, empatizez extrem de mult cu aceste persoane și știu și înțeleg cât de greu le este. Da. Asta și nu face diferență. Nu le judec. Adică n-ai cum să judeci când tu ai fost acolo și știi că nu ți-a fost ușor. Care sunt obiceiurile, acțiunile care te-au adus aici? Uite, îți spun un obicei pe care l-am. Nu-l știe nimeni, apropo. Chiar nimeni. Nici copii, nici... Deși ar trebui să-l spun copiilor mei, acum îmi dau seama. În fiecare dimineață, și cu siguranță și asta m-a adus aici, în fiecare dimineață, indiferent cât sunt de obosită, primul lucru pe care îl fac când deschid ochii este să mulțumesc. Îi mulțumesc lui Dumnezeu, îi mulțumesc Universului, mulțumesc. Și spun mulțumesc, Doamne, pentru tot. Nu mulțumesc pentru ceva anume, pur și simplu spun un mulțumesc și și apreciez ceea ce am. Mulțumesc lui Dumnezeu că am familia sănătoasă, că am copiii sănătoși și bine, asta o fac copiii mei la culcare, cel puțin cel mic, pentru că pe cel mare nu-l mai pot controla. La sfârșitul rugăciunii îl pun să mulțumesc pentru familie că este sănătoasă, atât. Ăsta este un obicei, este un lucru care mi-a intrat cumva în rutină. Îl fac, cred că, la modul automat acum, în momentul în care mă trezesc. Apropo, astăzi m-am trezit mai târziu că n-a sunat ceasul. Am făcut-o, adică am făcut-o involuntar. Nici nu mai este ca spălatul pe dinți pentru mine. Ăsta ar putea fi un obicei. Și un obicei puternic, o energie puternică, recunoștință. Da, este o energie puternică, într-adevăr. Și o fac inclusiv în zilele în care poate n-au fost, nu știu, niște zile bune, poate au fost zile în care am avut tot felul de provocări. O fac chiar și în momentele în care eu sunt mai puțin bine cu mine, să spun așa. Un alt obicei este mișcarea, adică eu vorbesc așa, cam ce face parte din rutina mea, pentru că eu cred că toate își au rolul lor. În primul rând, mișcarea pentru mine mă ajută să fiu bine psihic, mă ajută extrem de mult să fiu bine psihic și faptul că fac mișcare pentru mine este deja, eu îmi încep ziua cu altă energie, adică... Am bifat ceva de pe listă, știi? Da, știm că mintea și corpul reprezintă un sistem și se influențează reciproc. Așadar, ce faci cu corpul influențează mintea. Tocmai ce spuneai tu acum, că stă de starea de bine interior pe care o ai datorită sportului și alimentației. Bineînțeles. Lumea crede că o nutriție corectă, nu, un stil de viață sănătos, de fapt, înseamnă doar o alimentație corectă. Este total greșit. Un stil de viață sănătos trebuie să aibă
legătură cu toate aspectele vieții noastre. Trebuie să avem grijă să ne hidratăm bine, trebuie să, pe lângă alimentație, deci ok, avem o alimentație corectă, trebuie să ne hidratăm, da, pentru că de multe ori uităm să bem apă, trebuie să facem mișcare și aici nu mă refer la mișcare, efort fizic din ăla dus la extremă în sală, nu, pur și simplu să ne mișcăm, trebuie să fim mai puțin stresați, trebuie să avem un somn de calitate, puțin din fiecare ne duc să avem o calitate a vieții mai crescută. Câte puțin, fă câte puțin din tot ce ține de tine. Nu trebuie să, pentru că toți credem, și în general, și uite, și în lucrul cu fetele mele, consideră că dacă au greșit, de exemplu, o zi în dietă, nu mai este nevoie să ducă dieta la capăt, ceea ce e total greșit. De-aia sunt în punctul ăla, pentru că în momentul în care s-au abătut de la dietă, au renunțat. Așa este și cu calitatea vieții. Fă câte puțin din tot ce poți. Ok, nu poți să bei un litru jumătate, doi de apă pe zi. Bea, dacă nu bei deloc, bea cu un pahar mai mult sau să fii mai puțin stresat. Nu știu, citește o pagină pe zi. Adică un lucru pe care tu nu-l faci de obicei pentru tine. Fă câte puțin din fiecare și puțin câte puțin, puțin pași câte mici. Puțin pași mici pentru obiective mari. Exact. Da. Și alte obiceiuri, vorbind, nu știu, poate și în relația asta cu clienții sau... Păi, să le spun, asta le spun tot timpul, să nu renunțe în momentul în care se abată de la dietă. Deci asta trebuie să le intre clar în obicei, indiferent că se lungește procesul sau nu. Important este să nu se oprească. Nu știu ce ar mai fi. Ce te motivează pe tine? Ce mă motivează? Mă motivează mesajele pe care le primesc de la oamenii cu care lucrez. Mesajele de la final sunt, cred că, din punct de vedere profesional, cele care mă împlinesc cel mai mult. Lăsând la o parte că văd rezultatele pe corpurile lor, ce mă motivează să continui este mesajele pe care le primesc de la oamenii cu care lucrez. Pentru că sunt niște mesaje care chiar sunt înălțătoare pentru mine, la propriu. Și care sunt principiile și valorile după care te ghidezi? Cred că din punct de, cel puțin pe plan profesional, sunt fără lipsă de modestie, dar sunt foarte serioasă. Adică în momentul în care mi-am luat un angajament față de un client, cel puțin tot ce ține de mine, voi face. Indiferent cât îmi este de greu, eu, din punct de vedere al angajamentului față de client, mă dedic 100%. Deci asta e mare lucru. Da, sunt poate chiar peste 100% de multe ori. Și la fel, ce le spun și copiilor mei, și să nu mă opresc. Și uite, un lucru pe care l-am învățat de la soțul meu a fost să nu-mi fie frică de concurență. Și că asta chiar am învățat-o de la soțul meu și este un exemplu pentru mine. Nu mi-este frică, adică consider că este loc pentru toată lumea, indiferent în ce domeniu activezi, și important este să-ți faci bine treaba în domeniul tău. Nu, și să nu te uiți în stânga, în dreapta, ce face celălalt. Așa, ai zis mare lucru, este loc pentru toată lumea. Adevărul e că sunt milioane de oameni. Fiecare nutriționist, coach, și are clienții lui. Exact. Sunt oameni care rezonează cu tine sau cu mine sau cu altcineva și tocmai de asta și e frumoasă diversitatea asta. Este frumoasă și asta chiar este un lucru nu pe care l-am avut, cu care m-am născut sau l-am, efectiv l-am învățat. L-am învățat de la soțul meu. Mulțumesc că ai împărtășit. Chiar mi se pare o credință sau un principiu foarte valoros. Care merită fiecare dintre noi să-l aplicăm, pentru că, într-adevăr, chiar este loc pentru toată lumea pe piață. Nu contează cât sunt, câți avocați, cât, indiferent de profesie, chiar este loc și fiecare și-are clienții lui. Așa este, da. Care e viziunea ta? Unde te vezi tu peste 5, peste 10 ani? Vorbind pe plan profesional, sigur. Pe plan profesional, o repet și o spun peste tot pe unde mă duc, la emisiunile în care sunt invitată, pentru că îmi doresc și sunt sigură că așa va fi la un moment dat. Cine trebuie mă va auzi, îmi doresc ca nutriția să fie materie introdusă în școli. Pentru că așa cum empatizez cu femeile care au probleme de greutate, la fel de tare empatizez și mi-este efectiv milă de copiii care au probleme cu greutatea, pentru că suntem pe locul 2 în Europa la obezitate, unul din 4 copii
Da, unul din patru copii sunt obezi în România. Suntem în continuă creștere, ceea ce este extrem de grav, pentru că oamenii nu înțeleg că obezitatea înseamnă boală. Oamenii nu înțeleg că obezitatea este o patologie și a fost denumită patologie de Organizația Mondială a Sănătății. Oricum, ideea este că e important și din ce înțeleg de la tine, nu este vorba numai după cum... De, nu e despre frumusețe. Despre frumusețe, ci despre cât de sănătoși suntem. Da. Da, este, da, da. Obezitatea nu este despre frumusețe, obezitatea este despre sănătate și îmi doresc ca acest lucru să-l învățăm de mici, pentru că noi n-am învățat lucrurile astea copii fiind de la părinții noștri, pentru că nici părinții noștri nu aveau informațiile necesare. Da, așa este pe vremea noastră. Exact, pe vremea aia nu existau cunoștințele necesare și nu aveau acces la internet, nu aveau acces la astfel de informații. Și îmi doresc foarte tare ca nutriția să fie studiată în școli. Ok, înțeleg, mamele trebuie să înțeleagă pe cealaltă parte că principiile unei alimentații, unui stil de viață sănătos trebuie să înceapă de acasă, dar profesorii să-l continue în școli. Așa este. Ar face o diferență, cred, dacă copiii ar învăța de mici ce înseamnă o alimentație sănătoasă. Știi la ce cred că i-ar ajuta? Cred că i-ar ajuta și să conștientizeze. Mm-hmm. Nu știu cât la sută ar pune ei în aplicare, dar cel puțin adult fiind, măcar ei le va rămâne undeva acolo întipărit și 10% dacă le-ar rămâne întipărit efectele fast food-ului consumat frecvent și tot este un plus. Așa este, așa este. Și plus repetat, dacă informația asta ajunge în mod repetat, cu siguranță că la un moment dat li se va imprima. Și poate nu tot timpul vor spune nu fast food-ului, dar câteodată poate se vor gândi și vor spune stai că parcă mi-aduc aminte că nu, sunt niște efecte negative aici. Poate că... Da, și gândește-te că dacă adultul nu este conștient de ce înseamnă efectele obezității și câte boli pot veni la pachet cu obezitatea, ce pretenție să avem de la un copil, de la o adolescentă? Nu. Da, cu siguranță. Cu siguranță o fată de 15-16 ani, ea nu știe că este obesă și că va fi ori va avea diabet de tip 2, ori va ferească Dumnezeu, dar ăsta este adevărul. Adică noi nu trebuie să ne ferim să le spunem lucrurilor pe nume, pentru că obezitatea vine la pachet cu diabet de tip 2, hipertensiune arterială, boli cardiovasculare și câte și mai câte. Da. Cum a luat acest proiect Slăbește Sănătos Mâncând? Din dorința de a ajuta foarte multe femei și mi-am dat seama, de-aia și așa am ajuns să creez contul de Instagram, unde acest cont este mai mult pentru conștientizare. Conștientizarea necesității unei nutriții optime și mi-am dorit să ajung cât să spun tare și să audă toată lumea ce înseamnă efectele obezității. Mm-hmm. Îmi doresc să ajut cât mai multe femei să-și atingă potențialul maxim de sănătate. Mm-hmm. Știu că pe multe le ajut deja, că e o comunitate mare și unele dintre ele chiar au obținut rezultate remarcabile. Poți să ne împărtășești un pic despre asta? Da, sunt fete în program care au slăbit, este o fată care a slăbit aproape 40 de kilograme în 5 challenge-uri, da, este un exemplu de urmat pentru toată lumea. Altele 24 de kilograme, sunt care au dat jos 20 de kilograme, depinde și în câte challenge-uri au fost, pentru că eu de fapt am creat aceste challenge-uri ca să pot să ajut mai multe fete deodată, pentru că erau... Dar ce vrei să spui cu aceste challenge-uri? Există niște challenge-uri pe care le organizez din două în două luni. Fetele au posibilitatea să se înscrie. Challenge-ul se numește Slăbește 10 kg în 8 săptămâni. Ok. În care ele au parte nu doar de o dietă, pentru că lumea, uite, făcând o paranteză, lumea crede că, mulți cred că nu au nevoie de un nutriționist și este adevărat, o dietă o poți găsi și pe internet. Dar rolul nutriționistului nu ar trebui să fie doar în a da efectiv o dietă scrisă pe hârtie și cu asta și-a terminat el treaba. Rolul nutriționistului este să fie cumva lângă acea persoană, să-l sprijine din toate punctele de vedere, inclusiv psihic, să-l motiveze atunci când cade, pentru că motivația nu este tot timpul constantă și atunci pe parcursul unui proces de slăbire, mai ales de durată, motivația fluctuează și atunci ai nevoie de cineva care să te ia și să te ridice în momentul în care pici
Și atunci există un grup de WhatsApp unde eu lucrez, sunt prezentă 24/24 cu aceste fete și pe lângă dietă le sprijin, motivez și se sprijină, se motivează reciproc. Asta este partea frumoasă, pentru că toate au același scop. Că cineva mă întreba și îmi spunea că nu-mi vine să cred că la tine în comunitate nu există invidie între femei. Și am zis că nu există invidie pentru că toate simt același lucru. Toate au aceleași frustrări, toate au aceleași dezamăgiri și toate au același țel. Asta e mare lucru, da. Că și tu ai creat această comunitate și că ele se sprijină una pe cealaltă. Da. Bine, lăsând la o parte și puterea care puterea grupului, în același timp contează totuși ce mănâncă, pentru că am înțeles de la tine că slăbește sănătos, tu faci ceva diferit de ceilalți nutriționiști din punctul ăsta de vedere, pe parte de nutriție, deci înseamnă alimentație în diete. Da, există, nu judec pe nimeni, dar eu am pus înainte de am afișat în fața oamenilor cu rezultatele fetelor, am pus înainte de asta sănătatea lor. Și repet, dacă vrei să slăbești repede, trebuie să cauți alt nutriționist, pentru că eu nu știu să slăbesc repede. Nu vreau să te slăbesc repede, pentru că știu că nu ți-aș face un bine. Și atunci fetele trebuie să înțeleagă și ăsta este adevărul pe care toți nutriționiștii îl știu. Acum nu știu câți le aplică și câți nu. Treaba lor. Fetele, ca să slăbească, trebuie să mănânce. De aceea se și numește programul Slăbește Sănătos Mâncând. Lumea crede că dacă vrei să slăbești, trebuie să te înfometezi. E cea mai mare greșeală pe care o poți face și nu știu cât la sută, dacă ar fi să facem un studiu și o analiză de piață, cât la sută din cei care se înfometează reușesc să-și atingă obiectivul. Cred că este un procentaj foarte mic. Și dacă ajung să-și atingă obiectivul, imediat revin la kilogramele inițiale. Exact. Programul este mai mult decât o simplă dietă. Lăsând la o parte puterea grupului, în acest program sunt niște webinarii care au loc, pe care eu le susțin și le vorbesc despre ce înseamnă obezitatea, care sunt consecințele, cum fac față mâncatului emoțional, cum reușesc să se mențină și le învăț niște principii care sunt general valabile după ce termin acest program, astfel încât să se mențină. Este adevărat că tot de tine depinde dacă te vei menține sau nu, pentru că dacă tu te vei reîntoarce la obiceiurile tale care au fost mai puțin sănătoase și te-au adus în punctul ăsta, categoric că vei reveni în același punct. Ce crezi că face diferența între o persoană care își atinge obiectivul și una care nu și-l atinge în programele tale, bineînțeles? Are răbdare. 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 Are răbdare și nu se oprește atunci când se abate de la program. Nu se, până la urmă, gândește-te că e la o regulă general valabilă în orice domeniu în care ai lucrat. În momentul în care greșești, nu te oprești, nu pui stop. Corect. În momentul în care greșești, înveți ceva din greșeala aia și mergi mai departe. Au răbdare în momentul în care în momentul în care s-au abătut de la plan, ele continuă. Pentru că asta le repet tot timpul, ok, te-ai abătut, nicio problemă, mergem mai departe, continuăm, nu ne oprim și nu se lasă influențate, cred, de rezultatele celorlalte fete, pentru că este cumva să noi să ne comparăm cu ceilalți și mereu vin și le spun, nu te compara cu ea că a dat 1,5 kg jos, bucură-te de cele 300 de grame ale tale. Poate săptămâna viitoare vei fi tu cea care dai 1,5 kg jos. Tragi linie la sfârșit, nu pe parcurs. Și vorbind, normal, când ai, de exemplu, 30 de kilograme de dat jos, da? Cum ajungi să te motivezi? Pentru că, de exemplu, 30 de kilograme înseamnă un efort pe o perioadă lungă de timp, nu? Minim un an, poate. Mai puțin de un an. Acum depinde, dacă ești un an în care te duci în concedii, 7 concedii, normal. Probabil că procesul se întinde pe mai mult, depinde și cât ești tu de focusat pe proces. Persoanele care au reușit să slăbească 30 de kilograme sau mai mult, să știi că au intrat în program cu gândul de a nu da 30 de kilograme. Au intrat în program să slăbească 10 kg, așa cum este și numele programului, da? Numele challenge-ului. Ele nu s-au gândit că vor da 40 de kg jos, 24, 20 de kg. Ele s-au gândit că vor da 10.
În momentul în care au terminat challenge-ul, au dat 10 kg, s-au mai înscris la încă unul. Și au zis, ok, mai vreau încă 10. Și încă 10. Este exact ce vorbeam mai devreme, obiective pași mici către obiective mari. În momentul în care noi splităm obiectivul, ne este mult mai ușor să parcurgem proiectul. Că știi că ni se spune, bucură-te de călătorie, e greu. În momentul în care știi că ai de dat jos... te dat jos 30 de kilograme, nu prea-ți vine să te bucuri de călătorie când vezi că se duc kilogramele alea cu sutele de grame, poate sunt săptămâni în care se duc cu sutele de grame. Dar dacă eu îmi spun, domnule, nu vreau să dau jos 30, eu vreau să dau jos, nu știu, uite, luna asta vreau să dau jos doar 5 kilograme. Da, 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 asta e o bună idee și cred că merge și funcționează foarte bine pe orice tip de obiectiv. Da, da. Ok, pentru că noi dacă luăm în considerare, ne uităm tot timpul către obiectivul final, care poate fi atins poate în 10 ani. Nu știu, depinde fiecare de ce obiectiv are. Atunci, dacă noi tot timpul ne uităm doar acolo, devenim conștienți de diferența asta între unde sunt acum și unde vreau să ajung. Da, și asta ne poate frustra. Și atunci, da, exact cum zici tu, dacă împart obiectivul pe bucăți, cât fac până la sfârșitul anului sau peste o lună sau peste 5, atunci ne vine mai ușor să parcurgem această călătorie, iar în momentul în care am ajuns acolo, ne poate da o motivație în plus, un plus de energie ca să mergem mai departe. Mai zis tu de clienta ta, care, da, după a venit și a să slăbească 10 și s-a, i-a plăcut așa, adică atât de mult s-a bucurat că a slăbit cele 10 kg, încât a zis, hai încă 10, hai încă 10. Da, și motivația vine odată cu aceste obiective mici atinse. Aici e problema, pentru că dacă tu setezi un obiectiv mare, obosești și nu mai ai nici motivație. În momentul în care tu ți-ai propus un obiectiv mai mic și l-ai și atins, ești un pic mai motivat să mergi către următorul obiectiv. Da, ce poți face dacă în spatele mâncatului emoțional, în spatele mâncatului sunt nevoi emoționale? Să știi, cred că la majoritate, lăsând situațiile în care vorbim despre boli care vin la pachet cu obezitatea, în mare parte din situații, obezitatea are în spate niște probleme emoționale. Probleme cu care venim din copilărie, probleme, am auzit toată copilăria noastră, mănâncă tot din farfurie, nu, dacă, uite, ți-ai lăsat puterea, adică, știi, eu am aici în cap că dacă eu nu mănânc tot din farfurie, eu nu voi fi puternică. Corect, corect, da. În momentul în care conștientizăm, este foarte important să conștientizăm, să-ți găsești tu resursele necesare să conștientizezi, dar în momentul în care tu conștientizezi că problema ta vine cumva din spate, atunci este mai ușor să o rezolvăm, pentru că atunci stai și te gândești, ok, stai un pic, eu nu mai sunt niciun copil, nu mai mă încălzește nicio prăjitură atunci când cad, nu, în momentul în care am căzut și am mâncat o prăjitură, nu mă lasă durerea. Și nici nu rămân slabă și fără putere dacă eu nu termin tot din farfurie. Sau mai sunt alte tipuri de probleme emoționale. În momentul în care te duci la birou, vii obosit, stresat după o zi aglomerată și atunci te recompensezi cu mâncare. Tot din cauza asta o facem, că mama ne-a dat ceva bun în momentul în care am fost supărați, în momentul în care am căzut, dar trebuie să fim atenți la noi ca să putem să facem treaba asta, să conștientizăm problema. Dar înainte de a conștientiza problema, cu ce le pot eu ajuta pe fete? Să fim, scuză-mă puțin aici, să fim atenți la noi în momentul ăla în care apare, nu? Da, asta să știi că ține doar de exercițiu. Pentru că noi suntem cumva și trăim niște vremuri în care suntem de multe ori pe pilot automat și chiar dacă conștientizăm de unde ne vine problema, avem situații în care noi nu reușim să fim atenți la noi. Dar, uite, un lucru care poate să fie mai ușor decât a conștientiza problema sau până conștientizezi ce stă în spatele mâncatului, este să nu-ți interzici. Să nu-ți interzici. Să nu-ți interzici. Creierul nostru nu aude nu. Spui, nu te gândi la pizza. Eu fix la pizza mă gândesc, da? Creierul taie cumva cuvântul nu și rămâne, te gândește-te la pizza. E, în momentul în care tu ți interzici, automat ești focusat pe ce nu ai voie să mănânci. Și asta e la fel valabil în orice domeniu. Nu ți interzice. Amână momentul. În momentul în care tu îți spui, domne, eu sunt în procesul ăsta 8 săptămâni sau 10 săptămâni, sau 6 luni de zile, sau o lună de zile, depinde ce obiectiv ai tu de atins. În momentul în care spun, doamne,
Păi eu am tot restul vieții mele, am încă 50 de ani de acum încolo, dacă am 30 și să zicem că trăim până la 80 de ani, 90 de ani, păi mai am încă 50-60 de ani timp în care să mănânc munți de pizza. Tu îți dai seama câtă pizza poți mânca în 50 de ani, dacă mănânci una pe săptămână, numai că îți imaginezi munți de pizza și parcă nu-ți mai vine să o mănânci. Adică amână momentul, găsește tot felul de situații care să-ți ușureze procesul, nu să-ți îl îngreuneze. Te duci la un eveniment, nu te axa. Nu te uita la ce nu ai voie să mănânci. Tu uită-te la ce ai voie. La ce ai voie, bineînțeles. Da, foarte bine spus. Adică cumva e focusarea asta pe ce putem. Lucrurile pozitive da, și pe și ce pe... putem face. Uh-huh. Pe ce putem face. Uh-huh. Da. Uh-huh. Ce facem dacă soțul, de exemplu, e gurmand și na, noi, știi, vorbim de mănâncă ce vrea în fața noastră sau ce facem în situația asta? Sunt două situații. Există și trucuri pe care ți le voi spune imediat, dar sunt și două situații. Depinde de unde vine motivația. Ca să poți să faci față unui om care este gurmand și mănâncă lângă tine, tu ești într-un proces care nu este ușor. Dacă motivația vine din interiorul tău, poate să mănânce oricine, orice lângă tine. Că tu îți dorești atât de tare să-ți atingi obiectivul ăla, încât nu contează nimeni din jurul tău. Și dacă ar fi să te duci să mănânci lângă soțul tău o dată, a doua oară nu mai faci, pentru că tu ai un obiectiv de atins. În momentul în care motivația îți vine din exterior, atunci intervine eșecul. Adică mă refer la faptul că în momentul în care te apuci să slăbești doar pentru că îți spune X și Y, în momentul ăla nu vei putea duce la bun sfârșit procesul, pentru că și atunci te vei așeza și vei mânca lângă soțul gurmand în fiecare seară. Dar, ca și un truc pe care îl pot face fetele, este să mănânce, să mănânce înainte de a se așeza la masă cu partenerul. În momentul în care tu ești sătul, îți este mult mai ușor să te abții de la, și să te abați de la dietă. Sau, la fel, în momentul în care tu te așezi și știi că ai, ok, chiar dacă mănânci ceva care nu este, ți-ar putea sabota cumva dieta, mănâncă o salată lângă cu care să te umfli, pentru că salata conține fibre și atunci ești tentat să mănânci mult mai puțin și nici glicemia nu-ți va crește la fel de tare. Asta așa, ca niște trucuri mai puțin, care au impact nu din punct de vedere psihologic, ci din punct, la nivel fizic asupra organismului. Da. Există niște trucuri care se pot face, repet, ca să aibă impact și din punct de vedere fizic, dar cât și din punct de vedere psihic. Ok, și aici merită. Aici probabil și am auzit asta și când mergem la cumpărături, să mergem cu stomacul plin. Burta plină, bineînțeles. Nu? Da. Ok, dacă mai ai câteva trucuri de genul ăsta, de ce nu? Și poți să le oferi? Să fie atente tot la ele, pentru că și să-și dea seama, să gândească așa, domne, ok, soțul meu mănâncă cartofi prăjiți cu, nu știu, un hamburger lângă mine. Să văd, mi-e poftă sau mi-e foame? Deci diferența între poftă și foame. Între poftă și foame. Dacă, dacă este poftă, pofta tu ți-o potolești cu o gură. Corect. Da? Dacă ți este foame, o să mănânci toată porția. Și uite, un alt truc pe care îl poți face ca să diferențiezi foamea fizică de poftă, de foamea emoțională, este să se gândească dacă ar mânca orice, ceva ce nu le place lor, de exemplu. Nu știu, ceva ce nu-ți place. Aș mânca în momentul în care tu, în momentul în care ți-e foame, tu mănânci și pietre. Da? Așa e, da. Da? Dacă nu mi este foame, n-aș mânca ce nu-mi place, atunci este clar că este doar o poftă. Dar, repet, asta ține de antrenament și de atenția pe care noi o avem focusată asupra noastră. Și care merită exersat. Bineînțeles, doar prin exercițiu. Repet, sunt persoane care exersează și au momente când mai uită. Dar, na, repetiția este mama învățăturii. Așa este. Aș vrea să vorbim un pic și cu privire la conținutul pe care îl creezi, pentru că mie îmi place cu merdenelele. Mi-aduc aminte de... Da. Și am văzut un filmuleț care mi-a crescut mult nivelul de conștientizare. Adică, din punct de vedere caloric, dacă aș zice că o merdenea are 500 de calorii sau cât poate să aibă o merdenea? O merdenea, știi că reel-ul de care vorbești tu a avut, bineînțeles că au sărit oamenii cu unii comentarii mai puțin plăcute, că asta este o parte mai puțin plăcută în momentul în care te afișezi pe Instagram să faci față și comentariilor negative.
au fost oameni care au zis, a, n-are 400 de calorii. 400 de calorii, da? Poate să aibă 300 ceva, 400, 500, depinde de rețetarul fiecărei patiserii. Dar tu gândește-te că merdeneaua aia este o combinație între făină, brânză, margarină și zahăr, nu știu ce să o mai pune în merdeneaua aia care este prăjită. Deci pe lângă toată această combinație între carbohidrați rafinați, da, și grăsimi saturate, mai e și prăjită. Da. Ce vreau să zic este că pentru mine, dacă spun o merdenea are 400 de calorii, nu s-a produs niciun declic. Uh-huh. Dar să vă spun, dragilor, ce înseamnă o merdenea de pe risul pagina Roxanei. 100 de grame este echivalent cu 100 de grame iaurt, plus 100 de grame fructe, plus 10 grame nuci, plus 100 de grame curcan, plus 100 de grame salată, plus 100 de grame legume mexicane, plus 400 de grame ciorbă de vită. Serios? Deci, pentru mine a fost wow! Păi, acum, serios, nu știu dacă mai am chef așa să mănânc o merdenea. Da, eu fac aceste reels-uri pentru conștientizare. Oamenii când văd așa o chestie mică, mai ales pe care și-o iau repede din stație în drum spre birou, consideră că n-au făcut nimic. Nu e nimic greșit în asta. Important este densitatea calorică a alimentelor, adică trebuie să alegem alimente care sunt de volum mare și cu calorii puține. Da. Și mai este un reel la fel cu o pizza carnivora cu blat fufos, care, să zicem, câte sute de calorii ar avea o pizza carnivora? La fel, au fost atât de multe comentarii și au spus, nu este adevărat, o pizza nu are cum să ajungă la 2700 și ceva de calorii. E, află... 2700 de calorii. Află că acele valori nutriționale, uh-huh, au fost luate de pe site-ul oficial al unei pizzerii. Deci nu au fost inventate de mine. Uh-huh. Repet, uh-huh, poți să faci pizza și la 1000 și ceva de calorii. Dar dacă mănânci o pizza de la pizzeria X, este o pizzerie cunoscută în București, nu este o pizzerie așa din colțul străzii, poți mânca o pizza de aproape 3000 de calorii. Da, care înseamnă că în echivalent, asta e foarte interesant, 3 bucăți de ceafă de 600 de grame plus 2 porții de cartofi prăjiți. Deci, despre ce vorbim? Da. Da, mai am reels-uri de genul acesta și între un meniu de la fast food și 6 porții de paste, adică sunt multe, oamenii nu conștientizează. Da, da, zic, mi se pare într-adevăr, adică în momentul în care, dacă mi-ai fi spus, cum ți-am zis, la merdenea, în care nu s-ar fi întâmplat 400 de, ce înseamnă asta, mai nimic, dacă vezi de fapt în alimente ce înseamnă, parcă îți crește nivelul de conștientizare, mm-hmm, că da, merită să te mai gândești încă o dată înainte să iei o merdene. De-aia spun că este extrem de importantă ca nutriția să fie în școli. Mm-hmm. Pentru că, mm-hmm, poate dacă unui copil îi se spune de mic ce înseamnă, atunci, gândește că nu știu, adică mama, mă gândesc la mama, crezi că mama știe ce înseamnă o merdenea pentru organismul ei? Adică ce să-i mai spun lui mama? Mama nu a știut nici când era tânără ce înseamnă. Repet, pentru că nu aveau acces la informații. Dar nu este păcat ca în ziua de astăzi, în care noi avem acces la atâta informație și avem de-a face cu atâta tehnologie, să nu facem cumva ca informațiile bune să ajungă la acești copii? Gândește-te ce impact pe termen lung ar avea asupra sănătății lor. Așa este, ai mare dreptate. Și aici încă o întrebare legat de copii. Pentru că, ai văzut, ok, să zicem că noi suntem stricți acasă. Dar se poate întâmpla, da? Ei că cumva văd poate un suc acidulat ca fiind fructul interzis sau, știi, și când ajung în medii în care să aibă posibilitatea să bea sucul respectiv, nu beau doar unul, beau 10. Am văzut cu ochii mei asta. Și atunci întrebarea mea este ce facem cu copiii? Că noi îi ținem, dar asta, bineînțeles, că poate avea și alte efecte. Și cum să facem cumva să le limităm, adică să fie cât mai benefic pentru ei? Noi nu trebuie, așa cum pentru noi, nu trebuie să ne interzicem nimic. Adică nu trebuie să te duci în extrema aia să mănânci doar broccoli și piept de pui. Despre ce vorbim? Mâncarea aduce plăcere, indiferent că vrem să, uh-huh, să, uh-huh, recunoaștem sau să nu recunoaștem. Dacă mănânci ceva ce îți place, îți aduce plăcere. Te duci într-un concediu, îți place să mănânci ceva bun. La masa de Crăciun cu familia îți place să mănânci ceva bun, care poate nu este tocmai sărac în calorii. Uh-huh. Ce trebuie să conștientizăm noi? Așa cum noi ca adulți trebuie să conștientizăm că 80% din stilul de viață să fie un stil de viață echilibrat, atenție, nu exagerat, nu broccoli cu piept de pui, echilibrat. Echilibrat. 20% să-ți satisfaci poftele, asta trebuie să facem și cu copii. Copiii mei mănâncă dulciuri. Uh-huh, uh-huh. Da? Dar cum mănâncă? Eu nu am
și lucru general valabil pentru persoanele care vor să slăbească. Copiii mei nu au la dispoziție o cutie de bomboane sau o cutie de ciocolată. Ok, vrei ceva dulce? Ți-am luat un ou de ciocolată, de exemplu, sau, nu știu, o ciocolată pe care ți-o dau, o ciocolățică pe care ți-o dau în ziua aia. Pentru că dacă el are acces, normal că o să mănânce toată cutia. Da, și ai și un risc pe tema asta în care spui nu cumpăra dulciuri pentru că vei sfârși prin a le mânca. Sau da, alimente e interzise. Regula, una din regulile după care mă ghidez și pe care le spun mereu fetelor. În momentul în care vei sta lângă un aliment interzis, vei sfârși prin a mânca. Așa este și pentru copii. Dacă eu îi las lui cutia cu bomboane, cu 100 de bomboane lângă el, pe copilul ăla le va mânca, că e copil. El, da, nu conștientizezi tu ca adult, dar pe un copil. Și atunci dă-i o bombonică sau cât consideri tu că este necesar pentru copil. Știi, chiar am avut o consultație cu o clientă și mi-a spus, păi, dar eu nu pot să renunț la borcanul de Nutella copii. Oamenii cred că lăsându-i borcanul cu Nutella copilului, și am zis, zice, pentru că le fac clătite în fiecare duminică. Și am zis, ok, nicio problemă. Duminica, uite, ce nu, că e vor de mai multe ori, mănâncă Nutella cu lingura sau cu ciocolată, mă rog, din borcan. Și atunci nu-i lăsa la dispoziție, dar nici nu-i interzici. Adică cum tu nu trebuie să-ți interzici, nu trebuie să-i interzici copilului. Dă-i cu măsură, dar în același timp spune și de ce nu-i dai toată cantitatea. Copilul ăla trebuie să știe de ce. Uite care sunt efectele dacă tu mănânci toată cutia de ciocolată. Ți se poate întâmpla asta, asta, asta. Explicați-le copiilor, pentru că dacă noi le spunem doar n-ai voie, copilul ăla își va dori. Așa este, nu mare dreptate. Și nu conștientizează când e mic ce înseamnă să devină obez. Dar spunându-i în fiecare zi, mamă, uite, nu este sănătos pentru că, nu știu, poți să ai probleme cu inimioara, uite, eu îți dau o ciocolățică, îți mai dau și mâine două cubulețe, atunci copilul ăla este posibil ca, dându-i se cu porția, să nu se înfigă la o petrecere. Și încă ceva, Alina, și dacă se înfige la petrecere, ok, a fost o petrecere și noi mâncăm în ziua de Crăciun mai mult decât trebuie. Nu trebuie să faci o tragedie din asta, dar nici să nu le interzicem cu desăvârșire. Da, da. Aici ai spus foarte bine, să nu le interzici cu desăvârșire. Și aici nu este vorba doar de mâncare, până la urmă și de tabletă, pentru că trăim... Da. Da, copiii se uită. E o era tehnologiei. Bun. Nu e ideea să le lăsăm nelimitat. Exact. Să-i lași nelimitat. Dar să nu-i lași deloc. Copilul ăla se frustrează. Așa și este. Asta e din punctul meu de vedere. Acum, fiecare... Așa este, da. Da, da. Dar cu ăștia 20%, cum ai zis tu, ok, 20%, îmi fac și o poftă. Și atunci mi este și mai ușor să merg pe drum. Nu e ca și cum n-am voie nimic. Exact. Și așa e și pentru copil cu dulciurile. 20%, lasă-l și pe el să-și facă poftele. Ok, consideră că la petrecerea aia sunt ăștia 20%. Da, mi-a făcut mare plăcere. Ne apropiem de final acum. Mi-a făcut mare plăcere să... fi aici cu noi și îți mulțumesc pentru toate informațiile foarte prețioase pe care ni le-ai oferit și felicitări încă o dată pentru câte femei ajuți și tot ceea ce faci. Mulțumesc tare! La final, da, sigur, putem să rămânem cu întrebarea ce principii pot aplica și eu în călătoria mea? Vă mulțumesc și pe curând!